Cum ați primit această veste a reducerii suspendării până la 9 luni pentru Simona Halep? Am primit-o cu o mare bucurie. De altfel, chiar Simona m-a anunțat. De atunci sunt euforică. Mă bucur nespus pentru această reducere de pedeapsă. Și sunt convinsă că o vom vedea din nou pe Simona la un nivel foarte înalt de tenis pe teren. V-a spus cam când s-ar putea să o vedem din nou pe teren? Cam cât de apropiată este această revenire efectiv pe teren? Șansa este că Simona s-a antrenat în această perioadă de un an și jumătate, a avut această putere și ca atare va fi gata, cred că, destul de repede. Eu sper personal, nu am discutat despre acest lucru, este mult prea devreme, dar eu sper să o vedem înainte de Roland Garros. Da, apropo de Roland Garros, și Jocurile Olimpice au loc în vara acestui an la Paris și știm exact cât de mult ține la participarea la Jocurile Olimpice, dar pentru această participare trebuie să înceapă să joace cât mai curând. Bineînțeles, un an și jumătate care de când s-au întâmplat aceste lucruri, dacă am calculat bine, este un timp foarte, foarte îndelungat. Ea a avut însă această putere și ambiție să se mențină într-o formă bună. După cum ați văzut, s-a înturat de preparator fizic, s-a înturat de sparring partener și nu a lăsat racheta decât probabil din când în când pentru a recupera și pentru a face și ea unele călătorii, pentru a schimba ideile. Însă, începând de acum, sunt convinsă că va dubla de energie și de motivație și că atunci când va începe bine pregătită și cred chiar fără o presiune prea mare, pentru că ceea ce contează în primul rând este să fie pe teren, mai puțin rezultatul, trebuie de altfel să-i dăm timp. Nu putem să ne așteptăm de la ea, de la primele turnee, să le câștige. Deci să rămânem optimiști, entuziasmați și să o urmărim cu mult drag. În tot acest context al suspendării s-a vorbit despre faptul că ea a renunțat prea ușor la colaborarea dumneavoastră cu alți colaboratori vechi pe care i-a avut în jurul ei, în staff, că a ales greșit colaborarea cu echipa lui Patrick Muratoglu. Cum vedeți acum retrospectiv da, toată aceasta? Domnilor, ce pot să vă spun este faptul că eu am înțeles-o. Eu am înțeles-o foarte bine. Noi am lucrat împreună timp de 14 ani. La un moment dat există și alte lucruri care se ivesc în viața unui jucător de tenis sau în viața oricui. Și a simțit că e nevoie de o anumită schimbare. Însă noi am rămas în continuare în cea mai bună relație și vom continua să fim aproape. Din păcate, i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat. Doamna Virginia Ruzici, vă mulțumim foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă. Și din bucurie și din fericire, da. Ca să termin totuși pentru o notă pozitivă, din fericire o vom revedea în curând pe terenul de tenis.